Da, pe mine. Veteran de pe Nistru. Bataliști veteran de pe Nistru. Da. Da. Unde locuiești? Locul meu de reședință e Suceava. El divorțat și... Dar trăiește aici sub Chișinău, unde? Eu trăiesc în Ghidighici. La Ghidighici? Da, am cumpărat un loc de casă, acolo mi-am făcut o casă, atât când nu putem să trăiesc. Am înțeles. Și ia că a venit timp să tragem gaz. Și am apelat afirma asta. Că Matale m-ai apelat, zic, dar eu nu rezolv toate problemele astea. Matale, ai votat, da. Oamenii buni. Și ai venit la Parlament. Pe cine am votat noi? Pe ăștia care sunt în Parlament acum. Dacă ăștia s-au dus de plăcat, nu, cu mătri și finii. Și-au venit alții. Și ați venit la Parlament să-ți plângi. Da, eu am venit la Parlament să le arăt cum lucrează. Și nimeni nu duce control. Și nu-i dat o licență la firma asta. Ei fac și vor. În ce constă problema ma tale? Problema mea constă că eu i-am... Ai hotărât să tragi, să gazifici casa. Persoană fizică. Persoană fizică. La Ghidighici ai tras gaz. Ai tras. Noi am tras din banii noștri. Din ce an ai început? Anul trecut, nu știu ce lună, dar ea cam o să de grab eu un an. Că noi de vară am început, dar ei au început cam culea cu întârziere lucrări, dar asta nu e nimic strașnic. Am înțeles. Și ea cam în primăvară noi ne conectăm, au venit înainte de Paște că trebuie să dăm casa, să dăm strag de-am în casă de drum la gaz și o spun, mi-o promis că în timp de o săptămână îi fac. Eu am vorbit cu inginerul care a venit și a luat conectiv și o să scupa de aici că noi de aici nu mai le escalim și dăm înapoi în firmă. Firma asta, am vorbit cu acela care a venit cu băietan și ala, că nu ținem. Am înțeles. Și o spus că în timp de o săptămână. Și dacă, uite, înainte de Paște, două săptămâni și am luat astea două săptămâni, patru săptămâni de gaz, de lut. Eu am rămas de sărbători fără gaz, fără apă caldă. Am înțeles. Eu pe mine m-a șocat altceva. Eu n-aveam să filmez, eu am venit să vă ajut pe dumneavoastră. Da. Dar m-au șocat cifrele pe care le-ați plătit pentru a vă colecta la gaz. Ia arătați-mi până la poartă cât a vă costat dumneavoastră până la poartă. Ia uitați-vă, eu am vă arăt niște cifre ca să nebuniți toți, ca să înțelegeți și bătaie de joc continuă cu Moldova Gaz și Gazpromul pe seama oamenilor. Mi-ați arătat o cifră întâi, asta e total. 19.400 cu TVA și asta e... Energienic SRL, adresa Țara Moldova, Municipalitatea Creuleni, localitatea Măgdăcești. Și Matale ai dat prima tranșă 9.700 ca să tragi gaz până la poartă. De tot am plătit 19.000 de lei. 19.000 de lei. Dar de-am întoarc bani înapoi, că de-am ridicat mai mulți oameni să conectează pe trasa noastră. Și aici ai devizul 17.000, aici ai deviz local. Mai scurt. Și de la poartă în casă încă cât? Iată aici este, 17.000 și... Am uitați-vă, dragi prieteni, eu cu domnul Iurie acum vreau să vă arăt un lucru, pe urmă care fiecare să gândească cum poate. Până la poartă, diviz local, asta e de la poartă, după ce a venit truba, țava la poartă, uitați-vă divizul de cheltuieli de la poartă până în casă cât costă omul. Și fiecare parte e scris decifrat. Ia uitați-vă, încă o sumă de 17.000. Lămuriți-mi și mie, ca să înțeleg, 19.000 cu 17.000. Un om ca să aibă gaz la dânsul acasă, la Ghidighici, la o casă de câți metri? 100 de metri pătrați. Dar n-are 100, că e 9,5 pe din afară, asta primește undeva la 80 ceva de metri. 80 de metri pătrați ca să gazifici o casă de 80-90 de metri pătrați, până la poartă ai tras 19.000 și de la casă, de la poartă până în casă 17.000. 30 cât? 36? 36 de mii. N-am făcut tot așa pentru asta. Nu ne-a dat nici primărie, nu ne-a dat nici Moldova Gaz, nu dă nu sudat, noi suntem pe sărbători. Am înțeles, dragi prieteni, eu am să încerc acum domnul Iurie să vorbim. Ca să înțelegeți, până acum spuneam că e Dodonjul numai, Plahotniuc, Moldova Gaz, Chișinău Gaz, firmele căpușe din anturajul la Moldova Gaz și la Gazpromul ăsta. Spuneți-mi, vă rog, pe timpul oamenilor buni, în afară de faptul că plătim un preț exagerat la gaz, nebun de tot, cum dracu pot să nu controlez companiile astea căpușe care strâng sume impresionante de bani de la veterani, de la bătrâni, de la invalizi, să le tragă gaz ca să-i gazifi și casa? 36.000. Bă, dar pui, acum omul ăsta care a plătit 36.000 și e o persoană fizică, el nu trebuie să fie acționar la Moldova Gaz. Cu 36.000, nu mai bine cumpere acțiuni. Oare nu trebuie dreptul consumatorului și alte instituții ale statului, procuratura, să stabilească că cel care livrează și prestează servicii va aduce energie electrică, apa, gazul, vă-l aduce la gospodărie, vă conectat, pune contor și voi doar plătiți consumul. Pentru și trebuie să plătească omul ăsta care are o pensie a mușchelui veteran de război, 36.000 la niște cantori din anturajul la Moldova Gaz. Dar sigur că tâmpiții ești de la Moldova Gaz și Gazpromul au să aibă salarii ce bană ăsta de sute de mii de lei pe lună. Pe seama la amărâții ăștia de moldoveni care plătesc zeci și zeci de mii să conecteze la gazul care e extrem de scump. Și încă își bat joc de dânsi și când nu vin companiile astea, dacă strâng bani,
ele n-au nicio responsabilitate, că nimeni nu le verifică, nimeni nu le controlează. Matale, din și pensia ai, dacă ești veteran de război? 1300 ceva. 1300. Da, dar matale, îți trebuie 2 ani de zile să strângi pensia. Bă, dar eu mai lucrez, domn Vasile. Eu am până am lucrat, eu de azi chiar s-o închis firma, s-o termin la firma și s-o închis. Am o stau fac. Păi 2 ani de zile trebuie să strângi, max plătești conectarea la gaz. Bă, mă cum pot. Cum pot? Dacă trebuie să mă duc o zi, asta. Dar asta e normal? Păi, cum normal? Dar pentru ce am votat noi? Trebuie să produs niște bandiți, să nu tras bandiți. Că nu pot. Să duc cu mătrul lui Plahat, nu? Cu mătrul lui Dodon, să cu mătrul lui... Și matale, te-ai dus, te plângi la drepturile consumatorului, că nu vor să conecteze. Am fost adesea, că ei nu se ocupă cu asta. Am fost la Pușkina 52 sau 54 A, cu rețea electrică. Da. Tot nu. Asta de vorb cu jurist, păi cine dă licență? Trebuie să o dat de ume, trebuie să o cătați, o că nimeni nu știe, o să numai ministrul infrastructurii. El dă, da? Tipa o nu că el dă, o să numai acolo trebuie să aflăm. Ar cine... ministrul infrastructurii e spânul. Da, la domnul spânul. Dominatorul, da, el. Cam ceva o spus că cam în DG, nu știu, cam în partea așa. O să la cancelarea de stat o să se adresăm. Cancelarea de stat. Cu o companie care nu vrea să vă tragă gaz. Dar cine le-a dat licență? Cine, eu nu înțeleg, cine firma asta care e acasă, firma asta, e trebuie să aibă cineva care dă licența asta de lucru, care să vină câte chestiile astea, eu nu văd nimic aici. Nu-i nimic, da. Dar nu-i nimic. Dar el ți-a scris un deviz de cheltuieli, dar și firmă, cum îi cheamă antreprenor? CH4 Energeri... Da. Și cum îi spune proprietarului, cine ați înțeles, cine ați vorbit? Emil Margin. Margin Emil. Margin, da? Da. Aia ăștia îmi scrie, paradox, nu faci gălăgii. Mă, dar cine să facă gălăgii? Domnul Iuri, haideți să vedem la paramil. Hai cu cine vorbim? Știi vreun deputat care... Nu știu pe nimeni. Eu nu am mai ales ca la drumuri mai bune, viață mai bună. Viață mai bună. Viață mai bună, numai. Și o venit... Da, încă și mai rău cum a fost. Mai rău cum a fost. Da, uitați, că uitați să vorbim. Și m-am puțin în casă că I-am spus ca să dau o judecată că dacă nu tată, eu am da. Avut sărbători fără apă caldă. Matale, că le-ai făcut observații, ei demonstrativ nu vor să conecteze la o gaz. Au dat drumul la vecini, au dat gaz ieri fost și ieri după ce am sunat la Moldova Gaz, Gaz Chișinău, Gaz Buicani, băi, și-am spus ca să aduc jurnaliștii, am să aduc FTV-ul, am să aduc deputați, am să aduc procuratură, înseamnă că după ce ieșireva eu transmis domnul Emil și Emil mă sună că dosarul tău molchi la mine, să vii la mine în office. Dar el când mi-a dat bani, eu am dat adresul, mă să mă fac bani și-a dat. El mi-a dat, eu m-am și-am plătit ca un cetățean ca din toată lumea. Și vrem și noi ca și o regulă, ca cum e Europa, dacă vrem pe cale europeană. Care cale europeană? Aștia sunt bandiții. Unde se uite corupția? Unde se uite procuratura? Aștia toți sunt oameni, Lucandu, oamenii cei care au rămas, toți bandiții și aia. Și aștia sunt proști, nici nu-i dau afară, dar nici nu intervin. Asta și este, asta și există așa. Drumurile, iată uitați, cu drumurile înghidigit tot așa. Avem acolo, am un porcaj de la primăria centrală, am un porcaj, drumuri, acolo este o firmă, sector... Firmele căpuși în continuare, nu, fac bani. Acolo, acolo este sectorul locativ, cum se numește. Acolo primarul, fost al primar vechi, odată în arendă la o firmă, o venit cu tractoare și ele bani, drumul făcut de bani poporului, banii locuitori au strâns bani, au strâns oameni, dar eu n-am dat, eu pe drumul la număr, dar e pis două cărți de mine la vale. Au câini, au tractoare, drumul și ăla de-a drum, acolo numai glodul așa. Au fost oameni, au făcut gălăgie, câini și acolo tot. Și nici cu primărie nu se hotărăște nici, dar nici cu chestiile astea. Și oamenii simple, au unii să plângă, să duc, să jelme, la miliție, la procuratură, la... Eu la primarul. Din da. Sat, la primarul din sat, eu am spus odată, și mai, am mai fost când am fost la domnul Ceban, am fost, că am documente să acasă tăte. Am tot hârtiile, tăte eu le păstrez. Și am spus cu primarul și cu una și cu altă, nimeni nu și-o pas. Deputata Sajen, care din diaspora și ăștia o bat pe umăr, vine la lucru. Ăștia n-au habar de realitățile greți, vieții dar noastre ei, grele. Ei cu pensiile astea, ei se folosesc, uitați, e parlamentarii ăștia, unde se uită, iau leafă, în jur la 20.000 cu toate cheltuielile. Au avut 42.000, vă spun eu. Vă 42.000, da? Da. Acum, mașinile noastre, benzina noastră, iau 100.000. Că nești, nu că ei poate trăiască, dar nu cum noi. Dar matale, acum ai acces, te duci la un deputat, să te plângi pe toate astea. Da, eu nu știu că n-am fost așa. Eu mă duc la alegeri ca un cetățean cu toată lumea. Vrem și noi mai bine. Dar care ghinile? Ia că spuneți, care ghinile, domn Vasile? Care parlamentul, oameni buni, diaspora, care? Ia că uitați la ce stare noi am ajuns noi acum. Ia că matale, te-ai dus la drepturile consumatorului, la Moldova Gaz, și eu futbolist dintr-o parte în alta. Ia că așa, eu i-am preîntâmpinat ca să mă duc la cancelarea de stat. Dar ce să faci la cancelarea de stat? Mă, să o văd pe doamna președintea noastră cu, și cum mă... Dar la și la cancelare. Să vadă cum merg. Hai, matale, ia hârtiile. Eu le spun, da, intră la parlament, că am căutăm vreun deputat care să ne ajute. Eu le spun și... Dragi prieteni, ăștia tâmpiți care scriți despre sponsorii mei. Voi habarul n-aveți de viața mea, de sponsorii mei. Eu încerc să ajut oamenii amărâți și chinuiți care au venit. Omul ăsta nu l-am văzut niciodată. El zice că a votat cu oamenii buni, cu PAS. Și acum nu se poate apropie nici de parlament. Voi care criticați, aveți toate instrumentele în mână. Cei care scriți mesaje, scriți-le mesajul
deputații voștri de la Parlamentul actual din majoritate să-l tragă la răspundere pe Candu, cel care credeți că stă în spatele la scheme, să-l tragă la răspundere pe Filip și pe cei care au pus mâna pe Moldova Gaz, pe Gazprom ăsta nostru și pe toți cei care își bat joc de cetățeni. Nu la mine adresați-vă, că nu eu i-am pus șef la Moldova Gaz, la Chișinău Gaz, sunt oamenii lui Candu, ca oamenii lui Filip, oamenii lui Dodon au rămas în sistem. Ceban, șeful de la Moldova Gaz, e omul lui Dodon, l-a pus Dodon, nu eu. Alianța Cozac l-a pus șef, nu eu, nu șeriți de la mine. Și n-ai iuriți în mesaje, eu înțeleg că Alaiba vă plătește salarii la trolii ăștia care comentați aici. Voi stați în Parlament, consilierii ăștia care ați venit și în loc să vă ocupați cu petiții, consilierii deputaților, eu mă uit pe mesajele care le văd aici, consilierii deputaților, oamenilor buni din Parlamentul de la Chișinău, în loc să ocupe cu problemele cetățenilor, cu ăștia care vin amărâți, chinuiți, să-i ghideze, să scrie petiții, plângeri, să meargă cu ei prin instituții, ei se ocupă cu trolling-ul. Ei înscriu în ei mesaj și raportează postările. Ia că se ocupă oamenii buni și de asta Alaiba nu votează împreună cu colegii lui legea care să ne permită instituțiilor statului, securității, Ministerul de Interne să tragă la răspundere trolii și pe cei care organizează trolii. Când o să facă lucrul ăsta, o să vedeți că o parte din IP-uri duc la Parlament, la Guvern, la instituțiile subordonate, unde cu mătrii, verișoarele și nepoții lor sunt consilieri plătiți pe banii publici. Și la Moldova Gaz, la fel sunt consilieri de ăștia cu duzina fișorii generalilor, fișorii ministrilor, fișorii deputaților, sunt consilieri la Moldova Gaz, la Chișinău Gaz, în toate gazcantorile astea cu salarii de 10.000 de lei. Ei nu se prezintă la serviciu. Uitați-vă la investigații în care se arată oameni care au fost angajați și niciodată nu au fost prezenți la serviciu. Nu aiuriți împotriva noastră. Noi suntem de partea cetățenilor. Câți din deputați au ieșit să întâlnească un om care mă sună de-a sară în continuu până azi? Eu nu pot să mă ocup cu alte lucruri, cu omul ăsta sună în continuu. Ajutați-mă, două, Vasile. Voi ați venit să rezolvați problemele cetățenilor. Nu vă ascundeți după profiluri false și comentați aici aiurea. Sănătate! Blocați-i voi pe ăștia care aiuresc. Mă duc să ajut omul sărac. Iată, a venit un combatant de ministru care a plătit 36.000 de lei să aibă gaz. Și dominatorul Spânu nu știe să facă regulă în domeniu. Hai să vedem dacă... Oi, ăștia deja suntem și de umbra lor. Au venit o grămadă polițiști. Parlamentul Republicii Moldova. Asta e Parlamentul oamenilor buni, nu ea Republicii Moldova. Galea Sajan, când m-a văzut, fuzi de iesă ochii. Asta e responsabilă de diaspora. O dat și diaspora un vot pentru mămâie care doarme în Parlament. Azi, domnul Iuri, știu că n-a să se întâmple nimic, că ăștia sunt impotenți. Dar încercăm să vorbim cu cineva, dacă este. Am uși numai să ne spună cine putem. Bună ziua! Vrem să vorbim cu vreun deputat dacă mai ies prin Parlamentul ăsta. Cum mai să încep ședințele? Dacă să încep ședințele, nici așa nu vorbesc cu oamenii. Ce? Mult. Să plângi omul de abuzuri și n-are cui. Încercăm. Nu, dar trebuie să te ajute, să te ghideze vreun consilier. A și care conduc țara? Și să mai vorbim cu fracțiunile? Nu, așa e care salută Dodon, sunt în opoziție, eu zic că nu rezolv. La pas, la pas, la pas. La oamenii buni. Și de când e cu Moldova?